Dragnea îi de replica lui Victor Ponta, din fața sediului DNA, a ajuns foarte jos, jos de tot. Liviu Dragnea a furat fererul sublinierei în România, judecul Teleorman, PSD, Guvernul, Parlamentul, la fel ca sublinierei insula Belina, pe care le folose sublinierete acum în interes personal sublinierei prezintă anumite înțelegeri pe care presubliniere din telecamerei deputaților le-ar fi făcut contra intereselor României. Sunt acuzaile pe care Victor Ponta, vezi aici, le-a făcut la adresa lui Liviu Dragnea, el adugând ce presubliniere din telecamerei deputaților a stabilit în secret ca din contractele de achiziții militare cu diverse companii din SUA o parte din bani se meargă prin firme din Israel sublinierei ce a stabilit ca în schimbul mutrii ambasadei României la Ierusalim. Plus o consistent sum de bani negri să fie sprijinit prin firma de lobby a unui fost ambasador al Israelului pentru o vizită la Washington. Dragnea nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns fostului său ief la acuzaile ce ar fi făcut în alegerii secrete în Israel. Categoric, nu. A ajuns foarte jos, jos de tot, a spus Liviu Dragnea, la ieirea de la DNA.